سبحانك يا رب. Dumnezeule meu, nu ți-am spus eu că te vei vindeca imediat? Arată în capra. Vreau să o văd. Tocmai a fost vindecată. De unde vii, Flatica? Te-a ascuns aici și mama ta te caută. Capra a fost vindecată cu adevărat? Chiar nu mă crezi? Vrei să spui că Dumnezeu iubește mai mult animal decât pe oameni? De ce spui asta, fiule? Toți suntem creația lui Dumnezeu. Vrei să spui că acest nisip vindecă animale și nu mă vindecă pe mine? De ce? M-am săturat de viața aceasta, unchiule Morcos. Fiule, nu aceasta este calea prin care poți fi vindecat. Mântuitorul nostru s-a rugat și a zis: Tată, fă să treacă paharul acesta de la mine, dar facă-se voia ta și nu a mea. Dumnezeu nu ne va ajuta fără să-i cerem. Iartă-mă, fiule, dar am lăsat restul turmei singură. Dumnezeule, Dumnezeule, Tu ai spus, Te-am făcut cu mâinile mele. Tot Tu ai spus că suntem mai presus decât celelalte viețuitoare. Vindecă-mă ca pe una din făpturile Tale, dar fie voia Ta și nu a mea. Flatica. Flatica. Ridică-te. Ridică-te, Flatica. Dumnezeu ți-a auzit rugăciunea. Ridică-te în picioare. Aș putea să mă ridic în picioare? Da. Și dă slavă lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu! Slăvit să fie Dumnezeu! Slăvit să fie Dumnezeu! Slăvit să fie Dumnezeu! Oameni buni, oameni buni, oameni din Mariot, veniți să fiți martori! Uitați-vă la Flatica, cel care s-a născut olog. Acum nu mai este olog. Priviți! Mamă! Mamă! Fiul meu, Flatica, privește, mamă, privește! Pot să merg normal ca toți oamenii, fiul meu, binecuvântat fie numele Domnului! Minunile nu se vor opri niciodată, iar numele satului nostru va fi pomenit peste tot. Mamă, sunt oameni care vin aici de departe. Le-a dus nădejdea, Flatica. Nisipul care vindeca odată oile, acum vindecă oameni. Nu, nu e numai nisipul. E și apa care a izvorât în acel loc și a format un lac. Și nisipul și apa îi vindecă pe oameni. E la fel ca apa scăldătorii Vitezda, care vindeca atunci când era tulburată de înger. Care să fie oare taina acestui loc? Trebuie să fie ceva sfânt în el. Rogu-te, Doamne, arată-ne taina acestui loc. A
Acesta este locul înălțimea voastră. Du-te și caută împreună cu restul gărzii un loc de odihnă. Prea bine înălțimea voastră. Bine ai venit! Trebuie să fii o persoană foarte importantă. Ești prințesă sau regină? Sunt o persoană obișnuită care a venit aici să primească tămăduire de la acest loc. Ești de mult timp aici? Am fost primul tămăduit de acest loc. Am fost vindecat aici și de atunci vin în fiecare zi și voi veni până la sfârșitul vieții mele. Ce vindec aici, nisipul sau apa? Amândouă. Îți doresc să te tămăduiești, mulțumesc. Aș vrea să-mi spăl tot trupul cu nisip și apă pentru că sunt bolnavă. Dumnezeu te va vindeca. Te rog, sinceră să fiu, am o boală molipsitoare și mă tem să nu infectez apa și nisipul. Cum ar putea să se infecteze dacă au puterea să vindece? Nu te teme. Care e boala ta? Lepra. Vezi cum te-ai înspăimântat doar auzind? Se spune că e periculoasă această boală care face să cadă dreptat carnea de pe trup. Dacă nu mă tămăduiesc în câteva săptămâni, va începe să-mi cadă carnea de pe trup. Dumnezeu să te tămăduiască pentru credința ta mare. Spune, ce simți când ești vindecat? Simți o putere, harul lui Dumnezeu intră în partea bolnavă și apoi boala dispare imediat. Fie ca Dumnezeu să-ți îndeplinească rugăciunea după credința ta. Dumnezeu îi va îndeplini rugăciunea după credința ei. Mi-a fost frică să-i privesc fața desfigurată de boala necruțătoare. Dacă Dumnezeu o vindecă, tatăl ei, împăratul Constantinopolului, cu siguranță va ridica o biserică în acest loc. O biserică pentru cine? Noi nu știm de ce este acest loc binecuvântat. E aproape întuneric și trebuie să plecăm. Nu, vom desface cortul și vom nopta aici, cum dorește înălțimea voastră. Nu voi pleca de aici până nu mă voi vindeca. Am venit tocmai de la Constantinopol ca să fiu vindecat în acest loc sfânt și binecuvântat, așa cum au fost vindecați și alții. Dominica. 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 Cine mă strigă? Sunt eu, ocrotitorul acestui loc. Trupul meu este îngropat aici. Cine ești tu? Mina. Sunt Mina, un oștean devotat al lui Hristos. A murit ca martir în anul 309. Am auzit despre viața ta. Ești un mare mucenic. Dumnezeu este slăvit prin sfinții săi. Sapă în acest loc și vei găsi trupul meu și o icoană sculptată în lemn cu chipul meu. Da, Sfinte Mina. Nu știu dacă ce am auzit a fost vis sau realitate. E oare posibil ca Sfântul Mina să mi se arate mie? Nu merit aceasta. Sunt vindecată! Vindecată!
lepra a dispărut. Gărzi, oameni din Mariot, lepra a dispărut. La ordinul noastră, ce s-a întâmplat? Uită-te la mine cu atenție, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea datorită Sfântului Mina. Sfântul Mina? Dar trupul său este îngropat aici. Du-te și spune-le oamenilor și părintelui Atanasios, bine înălțimea voastră. A sosit părintele Atanasios, e acolo la apa sfântă. Adevărat, fiii mei, aceasta este icoana Sfântului Mucenic Mina. Ar trebui să construim o biserică aici. Puteți începe construcția și după ce cu ajutorul lui Hristos îi vom birui pe arieni, o vom termina și o vom picta. Pot să fiu slujitor acestei biserici, să îngrijesc de sfintele moaște ale Sfântului Mina până la sfârșitul vieții mele. N-am nimic împotrivă, dar voi păstra sfintele moaște până când biserica va fi gata. Vom începe imediat construcția bisericii. Hei, pot să trag? Trage, trage, Flatica. Ai grijă, este foarte grea. Dumnezeule, ajută-ne! Fiul meu iubit, n-a apucat să termine biserica. Aceasta a fost soarta lui. S-a dus unicul meu copil. N-ai putut să ai grijă de el după ce l-ai vindecat. De ce l-ai mai vindecat? Doar să mai trăiască 2 ani. De ce? Ajunge, ajunge. Lăsați-mă lângă el în timpul care a mai rămas. Ți-ar spori mai mult durere. Îngropați-l unde a căzut. Îngropați-l lângă prea iubitul lui Sfânt Mina. Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Ridică-te, Flatica. Unde sunt? Cine a făcut semnul crucii asupra mea? De ce stau pe jos? Ce s-a întâmplat? Flatica, Flatica e viu. Fiul meu nu e mort, fiul meu e viu. E viu, Sfinte Mina. Flatica trăiește, Flatica trăiește. Binecuvântat fie numele lui Dumnezeu. După ce părintele Atanasios i-a învins pe Ariene, a pictat biserica. Apoi părintele Teofil a construit o biserică mai mare, ca să încapă mulțimea de oameni care venea din toate părțile lumii, ca să primească binecuvântare de la moaștele Sfântului Mina. Flatica, ce faci aici? Ridică-te și fugi, mă auzi? Te aud, fiul meu. Nu auzi și strigătele barbarilor? Lasă-i să vină. Nu voi părăsi nici biserica, nici moaștele Sfântului Mina. Te vor omorâ, Flatica. Orice lucru se face cu voia lui Dumnezeu. Am promis că îl voi păzi pe Sfântul Mina până la moarte. Dărâmați biserica! Dărâmați-o! Nu! Nu, aceasta este casa lui Dumnezeu! Intrați înăuntru, distrugeți-o! Nu, nu, nimeni nu va intra în biserică! Ce minunat e să mor ca martir lângă moaștele Sfântului Mina. Timpul a trecut și din cauza războaielor, moaștele au dispărut iarăși.
Orașul de marmură a fost distrus. Coloanele sale de marmură colorată au fost jefuite de la Zarus Nestorianul. Totuși, maștele au rămas nedescoperite până în secolul al XIV-lea. Ai găsit ceva? Marmură, marmură. Doar marmură. Ne trebuie ceva mai valoros. Am găsit. Ce? Spune-mi. E o cutie de valoare. Coboară la mine. Ce crezi că e înăuntru? Aur și bijuterii, desigur. Creștinii ascundeau în biserici lucruri de valoare. Stai, înainte de a deschide, să facem împărțirea. Două treimi pentru mine și una pentru tine. Ai de gând să mă păcălești? Ce faceți aici? Nimic. Luați cutia și mergeți cu mine la guvernator. La guvernator? Care e problema voastră? Aceasta este o cutie cu bijuterii moștenită de la bunica mea. E un mincinos, Am găsit cutia împreună și vrea să o ia toată numai el. Cutia e a mea. E proprietatea mea. Arată-mi cutia. E sigilată. Fiecare din voi să-mi spună ce conține cutia. Acela care spune adevărul o va lua, iar celuilalt i se va tăia capul. Această cutie nu mi-aparține. Nu v-am spus eu? Ea ta? Spune-mi ce e în ea. Aur, bijuterii, perle veritabile. Nu te băga singur în încurcătură. Știi cu adevărat ce e în ea? Hai să deschidem cutia și dacă... Am găsit-o într-o biserică veche și nu știm nimic despre conținutul ei. Acesta e adevărul? Închide-i 7 zile. Unde e ofițerul care ne-a dus pe noi aici? De ce să nu-l chem pe șeicul Samuel și să-i dai lui cutia ca să scăpăm de ea? Trebuie să aflăm mai întâi ce conține. Cu mult timp în urmă, creștinii obișnuiau să-și ascundă comorile. Allah! Toată această tulburare doar pentru niște oase?
غريبة أوي بقى كل ده عشان شوية عطر. هوتسي هتشاو كرزو كان كوتيه فور غسي بيجوتيري يقولوا ذهب وياقوت ومرجان وزمرد. غريبة شاي ده جنسي فاتش بتعمل ايه بالعظم ده؟ ابدا انا حاخد السنة بس ترن كوتيه عشارون كان مواصلة ده في اي حتة. Acestea sunt lucrurile găsite în cutie. Aruncați-le. Da, domnule. Așteaptă. Nu cred că aceasta ar fi cea mai bună rezolvare. Dar ce vrei să fac? Mai bine să le ardem. Du-le la bucătărie și arde-le. Da, domnule. Acum ești mulțumită? Mai ai vreo veste despre... De ce oare Dumnezeu nu-mi dă-mi un copil? Și eu sufăr la fel. Tu te poți căsători cu o altă femeie? Nu, eu vreau să am un copil de la tine. Excelență, excelență, ce este? Oasele pe care le-ați trimis la bucătărie pentru a fi arse nu ard. Și se văd raze de lumină ieșind din ele. Nu se poate. Veniți și vedeți. Trebuie să vedem să ne convingem. Aiua! Bună dimineața, Samuel. Bună dimineața, fiule. Excelența sa, guvernatorul, vrea să vă vadă. Prea bine, fiule. Salam. Salam, habib. Adun pelerina, fiica mea. Da, tată. E foarte ciudat. Stăm aici de două ore și focul nu s-a atins de oase. Această lumină ciudată continuă să strălucească. Ce înseamnă asta, Samuel?